2 Samuel, capitolul 23, începând cu versetul 20. Benaia, fiul lui Jehodaia, fiul unui om din Cabțeel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari, el a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. A omorât pe un egiptean groasnic la înfățișare, care avea o suriță în mână. S-a coborât împotriva lui cu un toian. A smuls surița în mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și a fost vestit printre cei trei viteji. Era cel mai cuvază din cei 30, dar n-a ajuns la înălțimea celor trei din tâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape. Amin. Doamne Iisuse, acesta este cuvântul Tău. Și cuvântul Tău este sfânt și cuvântul Tău este adevărat. Cuvântul Tău este plin de putere și Te rugăm acum să ne tălmăcești cuvântul Tău. Te rugăm să deschizi Scripturile, să ne deschizi inima, să ne deschizi mintea și, Doamne, Te rugăm Tu să fii acela care să ne dai cuvântul de care avem nevoie. Amin. Într-o lume obosită, într-o lume speriată, într-o lume plictisită, mulțumim căci avem cuvântul Tău care ne dă direcție nouă, ne dă hrană nouă, ne dă putere nouă și ne dă îndrăzneală nouă. De aceea Te rog să prinzi atenția noastră și Te rugăm să ne vorbești fiecăruia după nevoile care avem. Le avem, Te salutăm în locul acesta și mulțumesc că răspunzi întrebărilor pe care le avem și confuziilor în care suntem. Mulțumim că Tu ne scoți din ele prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt și prin prezența Ta. Slavă Ție! Amin! Vă rog să ocupați locul. Pasajul pe care l-am citit în această dimineața este cunoscut de unii dintre noi. Cele 4 versete pe care le-am citit însă în această dimineață de unii nu sunt cunoscute aproape deloc. Însă, de câteva săptămâni în urmă, cu câteva săptămâni, am primit călăuzire să mă întorc înapoi la pasajul acesta și să învățăm câteva adevăruri pe care Duhul Sfânt le-a pus în textul acesta. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu a inspirat fiecare cuvânt din Scripturi. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere. Și noi în această dimineață stăm în prezența unui Dumnezeu plin de putere. Cuvântul Lui este plin de putere și Domnul este în locul acesta. Noi știm lucrul acesta și așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Duminica trecută, pentru cei ce ați fost atenți, a vorbit despre Daniel, omul cu Duhul înalt. Însă aș vrea în această dimineață să învățăm câteva adevăruri speciale divine despre Benaia, omul cu Duhul puternic. Daniel a fost un bărbat, un tinerel, care din copilărie, din adolescență, era un băiat, un adolescent, un bărbat cu Duhul înalt. Benaia însă, despre care am citit în această dimineață, este omul cu Duhul puternic. În această dimineață aș vrea să învățăm câteva adevăruri despre vânătorii de lei. Vânătorii de lei. Benaia era un vânător de lei. Să vă dau o veste interesantă. Dumnezeu pe toți ne cheamă să fim vânători, dar nu de pisici, ci de lei. Alo, amin. Mă puteți încuraja câțiva. Vânător nu de pui, ci de lei. Dumnezeu ne cheamă să fim vânători de lei. Benaia era un bărbat cu Duhul puternic. Și Biblia spune că într-o iarnă, când a căzut zăpadă, Benaia urmărea un leu și leul acesta a căzut într-o groapă de apă. Și spre surprinderea mea și spre șocul meu, spre revolta mea,
spre ciuda mea și spre neînțelegerea mea, ce și-a făcut Benaia după ce leul a căzut în groapă, în loc să-l lase în pace și să zică na, s-a terminat cu el și treaba leului și a lui Dumnezeu mai departe, și ce a făcut ăsta? S-a aruncat după el în groapă. Nu l-a lăsat în pace. În loc să-l lase în pace pe leu și să se prăpădească la, să moară de foame de acolo, de subnutriție, și să se înnace, să se înnece, sau să piară într-un fel sau într-altul, Benaia, era un tip destul de trăsnit, Benaia, însă știi ce face? Se aruncă după leu în groapă. Eu am mai spus odată, că am mai predicat de vreo două ori din Benaia, am mai spus odată aici, dacă eu eram în locul lui Benaia, așa cum sunt acum și gândesc acum, păi dacă urmăream un leu și leul cădea într-o groapă și nu mai putea să iese de acolo, spuneam slavă Domnului, mi-a rezolvat Domnul problema și mă duc acasă piruitor. Și spuneam gata, am piruit leul. Și că noi le mai șmecherim așa și ne mai lăudăm. Însă știți ce a făcut tipul ăsta? Leul a căzut în groapă, însă nu l-a lăsat în pace. S-a aruncat după leu în groapă. Ei, despre vânătorii de lei, aș vrea să învățăm câteva adevăruri speciale în această dimineață, însă vreau să vă spun de la început că Iisus Hristos este leul din seminția lui Iuda. Și fiecare dintre noi trebuie să fim vânători de leu într-un anume fel și să-L urmărim pe Domnul, să vrem mai mult din Domnul și să nu lăsăm pe Domnul să plece de la noi până când nu ne binecuvintează. Trebuie să învățăm de la Iacov. Tipul ăla din Vechiul Testament a fost și el un tip teribil de special, Iacov. Și când a venit Domnul la el, mă rog, Îngerul Domnului, care era de fapt Domnul, și s-a luptat Iacov într-o noapte cu Îngerul toată noaptea, și ce a făcut Iacov? Atât de tare s-a luptat cu Dumnezeu, cu Domnul, cu Îngerul Domnului, încât la un moment dat, înspre dimineață, ăsta tot lupta. Iacov era un tip foarte puternic, fizic, nu numai psihic. Era un bărbat foarte puternic, s-a luptat cu Îngerul Domnului toată noaptea. Toată noaptea și înspre zori, spune Scriptura, bine, acum să vă mai spun ceva, Domnul nu și-a pus mintea cu Iacov. Că dacă Domnul făcea, gata era. Însă Domnul a vrut să lupte cu Iacov toată noaptea, să-l învețe câteva adevăruri speciale, să-l obosească pe Iacov și în final însă Iacov a avut o sclipire de revelație și spune, nu te voi lăsa să plec până nu mă vei binecuvânta. Și știi ce? Ăsta a cerut binecuvântare. Și ce a primit Iacov? A primit transformare. El a cerut binecuvântare, dar Dumnezeu știa că nu are nevoie Iacov de binecuvântare, că el era deja binecuvântat. El, Iacov, nu mai avea nevoie atât de mult de binecuvântare într-un anume sens, ci Iacov avea nevoie de transformare, de schimbare, și exact asta i-a dat Dumnezeu în revărsatul acela de zori. Ei, exact așa trebuie să fim și noi ca Iacov. Trebuie să învățăm să nu ne lăsăm de Dumnezeu până nu ne transformă, până nu ne binecuvintează. Și să mai spun încă un secret. Dumnezeu are din ce te binecuvânta. Dumnezeu nu este sărac așa și zgârie brânză ca unul dintre noi, ca vreunul dintre noi, ci Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și tot ceea ce vezi aici este a Lui. Inclusiv banii europeni, inclusiv banii americani, inclusiv aurul și argintul și cuprul și toate mineralele și toate bogățiile naturii și ale solului sunt ale lui Dumnezeu. Ai curaj să ceri lucruri mari de la Dumnezeu și El care este un Dumnezeu mare îți va da lucruri mari, însă secretul este să ai curaj să ieși din clasicismul psihicului tău, a psihologiei tale, ai curaj să-i ceri lui Dumnezeu lucruri mari, pentru că El este un Dumnezeu infinit, slăvit să fie numele. Vânătorii de lei. Dumnezeu ne cheamă să fim vânători de lei. Lei a făcut un studiu și am tot citit și am făcut cercetare. Lei pot alerga cu aproximativ 56-60 de kilometri pe oră. Viteza unui leu de alergare este de aproximativ 60 de kilometri pe oră. Fac salturi de 9 metri. 9 metri.
Nu doi. Când ăștia aleargă, fac salturi de 9 metri și cântăresc aproximativ între 200 și 250 de kilograme un leu. Acum, ăștia care i-am mai văzut noi pe la grădina zoologică, ăștia sunt leișori, comparați cu cei din sălbăticie. Deci un leu de la grădina zoologică, sau chiar un tigru, nu se poate compara în agilitate, în viteză, în rapiditate, în sălbăticie, cu unul care este în sălbăticie. Dar cam astea sunt statisticile pe care le-am găsit. Ei aleargă cu vreo 60 de kilometri la oră, pot face salturi de 9 metri și cântăresc circa 200 până la 250 de kilograme. Am găsit în Scripturi trei bărbați, însă, care s-au luptat cu leii și au biruit leii. Deci leii pot fi biruiți. Dușmanul tău poate să fie biruit. Oricine ar fi el. Fie că este urs, fie că este leu, fie că este Goliat, fie că este diavolul, fie că este păcatul, dușmanul poate fi biruit. Slăvit să fie Domnul. Pentru că noi ne încredem într-un Dumnezeu care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Slăvit să fie numele. Ei, acești trei bărbați care s-au luptat cu lei și le-au biruit sunt în ordinea aceasta. Samson, David și Benaia. Așa sunt cei trei bărbați, după știința mea. Poate mai fi vreunul care mie mi-a scăpat. Însă Samson, David și Benaia sunt bărbați care s-au luptat cu leii și au biruit. Mă gândesc că ăștia, după lupta cu leii, au avut ceva cicatrici. Mă gândesc. Au avut ceva răni. Poate că au fost internați chiar și la spital. Poate că li s-a dat primul ajutor. Nu știu. Însă știu un lucru. Că s-au luptat cu leii și au biruit. Domnilor, și goliații cu care noi ne confruntăm și cu care luptăm, pot să moară în numele Dumnezeului nostru. Slăviți să fie Domnul. Iată câteva trăsături ale vânătorilor de lei. Am observat, când am studiat pe Benaia, pe Samson și pe David, că vânătorii de lei au niște trăsături speciale. Au niște trăsături unice. Ce auziți? Prima trăsătură. Vă rog să nu o uitați. Se leagă cu trăsătura omului cu Duhul înalt. Vânătorii de lei nu sunt oameni mediocri. Vânătorii de lei nu se mulțumesc cu mediocritatea. Ci vânătorii de lei, ei sunt oameni obișnuiți. Am spus la momentele de rugăciune că Biserica Stânca și orice biserică al cărui stăpân și Dumnezeu este Iisus Hristos, nu se poate decât să fie neobișnuită. Domnilor, vă spun, fraților, vă spun de la începutul acestui, de introducere acestui mesaj, că Domnul are numai biserici neobișnuite. Dacă găsiți o biserică și este obișnuită, să știți că aia nu-i biserica Domnului. Aia poate, ăla poate să fie o adunare religioasă, poate să fie o adunare care mai și cred în Dumnezeu, dar biserica Domnului Iisus este total neobișnuită. Pentru că biserica lui Iisus Hristos este formată din vânători de lei. Deci, vânătorii de lei nu se mulțumesc cu mediocritatea. Lasă-mă să te las. Mă duc că trebuie să mă duc. Nu. Vânătorii de lei, când vin la casa lui Dumnezeu, ei așteaptă ca Dumnezeu să facă un miracol în viața lor. Când vin la casa lui Dumnezeu și mă închin lui Dumnezeu, eu vin într-un fel, dar știu că nu mai plec tot în felul acela. Când vin la casa lui Dumnezeu, eu vin găină, dar plec vulturi de aici. Asta înseamnă vânător de lei. Pentru că, domnilor, dacă am venit în dimineața asta aici cloțe și găini, și plecăm tot găini, am venit degeaba. Noi am venit într-un fel și trebuie să plecăm în altul. Știi de ce? Pentru că Domnul este locul acesta. Și când ne întâlnim cu Domnul, viața noastră ni se schimbă. Și când îl urmărim pe leul din seminția lui Iuda, când ne întâlnim cu leul care este Iisus Hristos, viața trebuie să ni se schimbe, slăvit să fie Domnul. În alte cuvinte, s-ar putea în această dimineață să fi venit în locul acesta trist. Dacă pleci tot trist, ori eu, ori Liviu, ori tu ai o problemă. Ori eu, ori el, ori tu. Și mai ales tu ai o problemă. Mulțumesc de încurajare.
Însă, fraților, este inadmisibil, vorbesc serios, este inadmisibil să spun eu mă închin lui Iisus Hristos, eu mă închin unui Dumnezeu care este foc, mă închin unui Dumnezeu care este har, eu mă închin unui Dumnezeu care mi-a dat Duhul Sfânt, eu mă închin unui Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, eu mă închin unui Dumnezeu care este Domnul vieții, este medicul cel mare, El nu obosește iertând, ci să vin trist și să plec trist. Domnule, dacă ai venit trist, n-ai niciun drept să mai pleci trist. Doamne, fraților, surorilor, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta este trăsătura vânătorilor de lei. Asta este trăsătura oamenilor cu Duhul înalt și cu Duhul puternic. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vânătorii de lei nu sunt mediocri. Ei sunt doar oameni unici și neobișnuiți. Oamenii normali fug din fața leilor. Oamenii normali fug din fața leilor cât de departe și cât de repede pot. Asta o fac oamenii normali. Vânătorii de lei însă nu sunt anormali, ci sunt doar speciali. Vânătorii de lei, fiți atenți, asta este diferența între vânătorii de lei și oamenii normali. Vânătorii de lei sunt speciali. Ei nu fug de lei, pentru că ei trăiesc și văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ei au teologie, psihologie și chiar o patologie diferită, pentru că toată gândirea lor și toată psihologia lor și toată credința și teologia lor este diferită. Vânătorii de lei sunt oameni, dar oameni neobișnuiți. Vreau să vă spun, frați și surori, că creștinii sunt oameni. Noi suntem toți oameni. Dar suntem oameni neobișnuiți. Dacă ești creștin și într-un anume fel ești doar un om obișnuit, ai o problemă. Creștinii sunt oameni neobișnuiți. Și știi de ce? Pentru că noi ne închinăm unui Dumnezeu care e neobișnuit. Amin. Avem aici un vecin. Peste gard, dincolo de gard, avem un vecin. Un bărbat care nu are casă și acoperiș. Și doarme aici așa sub cerul liber și am văzut în jurul lui mormane de murdării. Și am stat și când veți ieși, dacă întoarceți capul în dreapta, vă veți convinge. Va trebui să facem curățenie tot noi. Și ce? Omul obișnuit e ca el. Omul neobișnuit nu se mulțumește în orice stare. Amin. Omul neobișnuit nu se mulțumește în mizerie. Omul neobișnuit strigă atât de mult către Dumnezeu, se bazează atât de mult în Dumnezeu și face lucruri neobișnuite pentru că el are un Dumnezeu neobișnuit. Și să mai spun ceva, Biblia, Scriptura este o carte neobișnuită. Scriptura este o carte neobișnuită pentru că este scrisă de un Dumnezeu neobișnuit. Și un Dumnezeu neobișnuit are oameni și credincioși, o biserică neobișnuită, slăvit să fie Domnul. Știți cum sunt vânătorii de lei? Ei nu fug de lei, ei fug spre lei. Amin. Este o simplă diferență, dar foarte profundă, este diferența aceasta. În urmă cu ani de zile am auzit mărturia unei fete care a fost întrebată la o întâlnire de catechieze cu comitetul. O fată frumoasă, isteață și pe la 19-20 de ani a hotărât să se pocăiască. Și a întrebat-o cineva din comitet, soră, care este schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta? Și fata a zis așa, până acum fugeam spre păcat. De acum fug de păcat. Amin. Și cum sunt vânătorii de lei? Nu fug de lei, ci ăștia fug spre lei. Amin. Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. Unii vor spune însă că logic este să fugi de un leu când îl vezi. Unii vor spune că atunci când vezi un leu, prudent este să fugi de leul acela. Și așa este. Însă, dacă Benaia ar fi fugit de leu, istoria l-ar fi numit prudent.
fi fost numit prudent în istorie și atât. Punct. Mediocru. Fugi de leu, istoria și societatea te va numi prudent și punct. Ar fi intrat în istorie și s-ar fi pierdut prin analele istoriei ca un om prudent care a fugit de un leu și și-a salvat pielea. Ar fi intrat în istorie Benaia ca un tip mediocru, comun, obișnuit. Dar și ce? Vânătorii de lei sunt prudenți, dar mai au un plus pe lângă prudență. Credincioșii adevărați sunt foarte prudenți. Amin. Dar pe lângă prudența aceasta, pe care tot de la Dumnezeu am primit-o în dar, mai avem ceva. Cu siguranță, în viață, vom avea destule momente și ne vom întâlni cu destule momente când trebuie să fii prudent. Dar sunt la fel de multe alte momente când trebuie să fii curajos în viață. În viață trebuie să fii și prudent pe de-o parte, dar în viață trebuie să fii și curajos să faci parte dintre oamenii îndrăsneți. Nu doar prudenți. Noi trebuie să facem parte și din Biserica lui Iisus Hristos, care este o biserică curajoasă. Sunt o mulțime de oameni prudenți în jurul nostru. Și majoritatea dintre noi, cei ce formăm această adunare în această dimineață, formăm o adunare de oameni prudenți. Și asta este foarte bine și aveți toate aprecierile mele. Însă sunt o mulțime de oameni prudenți în jurul nostru. Sunt oameni buni, care își plătesc taxele la timp și așa sunt prudenți. Primele 3 luni din an îți plătești taxa, să fii prudent că este cu 10% mai puțin. Sunt o mulțime de oameni prudenți în jurul nostru care nu depășesc limita de viteză. Și asta e bun, dacă ții la carnet, nu depășești limita de viteză și asta înseamnă prudență. Tot respectul pentru oamenii care își plătesc taxele la timp, nu depășesc limita de viteză, sunt foarte atenți pentru că sunt prudenți. Dar am un respect mult mai mare pentru cei curajoși. Trebuie să fii și prudent, dar trebuie să fii, pe lângă prudență, trebuie să fii și foarte curajos dacă vrei să faci parte din elita ucigașilor de lei. Dacă vrei să faci parte din elita vânătorilor de lei, trebuie să fii prudent. Dar îți mai trebuie și un duh de putere. Benaia ar fi putut să procedeze foarte prudent în ziua aceea de iarnă, când a văzut leul că a căzut în groapă, ar fi putut să procedeze prudent și să fugă din fața leului, să se ascundă sau măcar să nu fugă după el. Dar Scriptura nu îl descrie pe Benaia prudent. Știți ce adjectiv folosește Scriptura în dreptul lui Benaia? Spune așa, viteaz. Nu prudent. Viteaz. Știți ce? Asta este în 2 Samuel, capitolul 23. Știți ce adjectiv folosește Duhul Sfânt în 1 Cronici 11, 22? Spune Benaia, om de preț. Și de ce? Pentru că n-a fost doar prudent. A fost și curajos. Duhul lui Dumnezeu îl numește viteaz și îl numește om, îl numește om de preț. Nu te mulțumi doar cu prudența. E bine să fii prudent. Nu te mulțumi cu timiditatea. În unele situații e bine să fii foarte timid. Însă nu te mulțumi nici cu prudența, nici cu timiditatea când este vorba de pocăință. Când este vorba de credință, nu fii nici prudent și nici timid. Amin. Când este vorba de sfințenie, nu fii nici prudent și nici timid, ci fii curajos, fii îndrăsneț, fii ca Benaia, fii viteaz. Amin. Când este vorba de mântuire, când este vorba de biruință, nu mai fi prudent, aruncă-te în brațele lui Dumnezeu și ai curajul să împlinești voia lui Dumnezeu. Să vă spun ceva despre mine. Eu nu vreau să fiu un creștin și un pastor obișnuit și nici mediocru, pe cât posibil. Și sper că nu sunt. Doamne, ferește-mă să fiu. Dacă vreodată vedeți că intru în mediocritate și în penibilitate, vă rog să vă pensionați. Ori mă pensionez, ori mă îmbolnăvesc. Dacă aș fi că sunt un predicator mediocru sau un pastor mediocru, m-aș retrage în după masa aceasta. Dar până acum am semnale că nu sunt un pastor și nici un predicator mediocru și nu mă laud. Pentru că nu-mi permit să fiu mediocru și nu cred în mediocritate,
ci nu cred în rutină, ci nu cred în penibilitate, m-aș îmbolnăvi și m-aș pensiona imediat. Eu cred într-un pastor și în predicator neobișnuiți. Cred într-o biserică neobișnuită. Cred în închinători neobișnuiți, adică în închinători adevărați, care se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Și cred în închinători care nu-și termină închinarea când se termină slujba, ci își continuă închinarea și când au ieșit din casa de rugăciune, Doamne ajută-ne! Asta înseamnă să fii vânător de lei. Asta înseamnă să intri în elita ucigașilor de lei. Asta înseamnă să fii o biserică și un creștin neobișnuit. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și ce spune Apostolul Pavel în Romani 8 cu 15 și în 2 Timotei 1 cu 7? Zice, voi n-ați primit un duh de frică ca să fiți robi. Ci voi ați primit un duh de înțelepciune, de putere și de dragoste. Amin. Să știți că creștinii adevărați sunt vânători de lei. Pentru că ei sunt oameni cu duhul puternic. Noi nu suntem niște fricoși. Noi nu suntem niște oameni penibili, însă noi suntem niște oameni care am biruit timiditatea aceea care n-are nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne numărăm printre oamenii care profită de ocazii, de oportunități, rând pe rând. Să mai spun încă o chestiune foarte importantă. Benaia era în locul potrivit, la vremea potrivit, atunci când s-a aruncat în groapă și l-a vânat pe leul ăla sălbatic. Și auziți un alt adevăr despre vânătorii de lei. Nu doar că ei sunt oameni neobișnuiți, sunt unici. Adică sunt îndrăsneți, nu doar prudenți. Știți, unii sunt atât de prudenți încât nici n-au curajul să se însoare. Serios. Unele sunt atât de prudente încât îi frică să se mărite. Serios. Însă fii atent, când este vorba de căsătorie, trebuie să fii prudent, dar trebuie să fii și curajos. Amin. Și astea două merg mână în mână. Oricum, intri într-un risc mare atunci când te căsătorești. Este un risc, categoric. Dar noi mergem prin credință și în căsătorie. Amin. Păi eu când m-am măsurat, prin credință m-am măsurat. Serios, vă zic. Și nu mint absolut deloc și nici nu exagerez. Prin credință. Și când am luat-o pe Mariana să-mi fie soție, era subțirică precum un fir de iarbă. Și iată ce am făcut din ea acum. Am făcut o doamnă elegantă pentru că am intrat în relația aceasta de căsătorie prin credință. Să vii să fie Domnul și nu îmi pare rău absolut deloc și dacă vreți scriu și o carte despre asta. Însă nu fii prea prudent. Că nici nu te mai însori niciodată, nici nu mai mănânci prea mult de mâncare. Dacă ești prea prudent pentru că zici aia are neuri, aia are neuri, aia are aditiv, aia are aditiv. Nu fii prea prudent că nici apă nu mai bei. Pentru că ți se pare că este afectat într-un fel sau într-altul. Fii prudent, dar nu fii prea prudent. Vânătorii de lei sunt oameni neobișnuiți. Pentru că Dumnezeul nostru este leul din seminția lui Iuda și numele lui este Iisus Hristos. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos. Vânătorii de lei sunt oameni neobișnuiți. Pentru că avem un Dumnezeu neobișnuit și avem un cuvânt al lui Dumnezeu care este neobișnuit. Și doi, al doilea adevăr. Locul potrivit în voia lui Dumnezeu pare deseori locul greșit și incomod. Locul potrivit, adică locul în voia lui Dumnezeu, pare deseori locul greșit și incomod. Păi când Benaia s-a trezit în groapă cu leul, credeți că era comod acolo? Mă gândesc că nu prea. Era și în groapă, poate că era și ninge afară, era și iarnă, era și umiditate și poate că era și ceva noroi acolo. Păi credeți că ăla era un loc comod? Absolut deloc nu era comod. Dar și ce? Era în voia lui Dumnezeu. Uneori, și poate că uneori deseori, locul potrivit, adică locul în voia lui Dumnezeu, pare deseori locul greșit și incomod. Momentul potrivit pare deseori momentul greșit. Adică momentul potrivit de la Dumnezeu pare deseori momentul greșit. Să vă zic ceva. Mi-e tare greu să mă gândesc la un loc mai îngrozitor și mai nepotrivit decât într-o groapă cu un leu într-o zi cu nisoare. Un loc foarte nepotrivit. Și totuși, locul acela era voia lui Dumnezeu pentru Benaia. Știți, locul ăla era așa de nepotrivit încât pentru unii însemna moarte sigură.
dar nu și pentru Benaia. Nu și pentru vânătorii de lei, nu și pentru oamenii care nu se mulțumesc cu doar simpla mediocritate. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Criza fiind un lucru care nu mi-aparține, însă trebuie să-mi spun. Trebuie să recunoaștem un lucru foarte important. Am ucis un leu într-o groapă, într-o zi cu zăpadă, arăta destul de bine în CV-ul lui Benaia, atunci când a aplicat la poziția de gardă de corp în Palatul lui David. Trebuie că a arătat destul de bine în scrisul acesta, în CV-ul lui, înțelegeți asta. Mi-l imaginez acum pe David împăratul, care își alegea garda de corp personal, SPP-ul, bodyguards, oamenii care se protejeze viața și nu numai. Și mi-l imaginez pe David într-o zi răsfoind un morman de CV-uri. Și în primul CV găsește scris următoarele cuvinte. Am absolvit Universitatea din Ierusalim, secția Pază. Să uită David, nu mă interesează. Bine, dar nu mă interesează. Al doilea CV. Mi-am făcut practica în cadrul gărzii Palatului. David gândește un pic, nu mă interesează. Al treilea CV. Am lucrat pentru compania Carele de Război din Ierusalim. David se uită, nici asta nu mă interesează. Și ajunge la al patrulea CV și în CV-ul acesta scrie așa. Am ucis un leu într-o groapă, într-o zi, cu zăpadă. Pum! Dintr-o dată se oprește. Și nu mă mai interesează de celelalte CV-uri. Absolut deloc. Îl vreau pe ăsta. N-am mai cerut nicio referință. Când a citit în CV-ul lui Benaia, am ucis un leu într-o zi de iarnă, când a căzut nisoare, într-o groapă, cu un leu, eu am ucis leul, nu leul m-a ucis pe mine, imediat l-a angajat. Pentru că David însuși ucisese un leu, sau mai mulți înainte, și știa ce înseamnă să ucizi un leu. Și David mai știa încă un lucru foarte important, că vânătorii de lei sunt niște gărzi grozave. Și dacă a putut să omoare un leu, va face foarte bine față să facă parte din carta lui personală. Frați și studiori, stimați ascultători, doamnelor și domnilor, sunt două moduri de abordare a vieții, pe care le putem avea fiecare dintre noi. Unul dintre ele. Primul. În general, există două moduri de abordare a vieții. Fie acolo. Și vă rog să nu uitați acest adevăr, să-l scrieți undeva. Joci să câștigi sau joci să nu pierzi. Sunt doar două moduri prin care ne raportăm la viață. Putem aborda viața. Joci ca să câștigi sau joci ca să nu pierzi. Știți cum sunt ăia care joacă așa, ca să nu piardă în viață. Intră în viață. Trebuie să intre în viață. Dar știți cum sunt ăștia care joacă așa doar ca să nu piardă? Vă rog să ghiciți din ce categorie fac parte vânătorii de lei. Din categoria lor care joacă așa ca să nu piardă sau din categoria celor care joacă ca să câștige? Și să ziceam să-i zicem. Acum eu sunt pastor de 30 de ani anul acesta, dacă Dumnezeu vă rog. Prea mulți și m-au uitat la mine și la biserică, și la creștini, și la cei ce formează biserica lui Iisus Hristos. M-am uitat la breasla pastorilor și ăștia nu sunt puțini acum. În comunism eram 100 de pastori în toată țara. Acum în capitalism suntem vreo 1000 de pastori în toată țara și diferența este foarte mare. Însă m-am uitat la pastori, m-am uitat la mine și m-am uitat și la biserica lui Dumnezeu. Prea mult jucăm jocul ăsta al vieții. Adică abordez viața și o trăiesc doar așa ca să trăiesc. De parcă scopul vieții ar fi să ajungem cu siguranță și în pace și liniștiți la moarte. Și așa suntem unii dintre noi. Ne jucăm jocul vieții doar ca să nu pierdem și cam asta este psihologia, fără să ne dăm seama, fără să fim conștienți de ea. Prea mulți dintre noi jucăm jocul ăsta al vieții, de parcă tot rostul nostru în viață este doar să ajungem în pace, bine și cu siguranță la moarte. Însă să vă dau o veste bună. Și vestea este foarte importantă. Să-L urmezi pe Iisus Hristos n-are nimic pasiv. Să-L urmezi pe Iisus Hristos
înseamnă să fii incandescent și să trăiești cu incandescență spre slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un benai. Asta înseamnă să fii vânător de lei. Asta înseamnă să fii ucigaș de lei. Știți ce înseamnă Matei 11 cu 12? Zice Domnul Iisus Hristos, zice, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și doar cei ce dau năvală intră în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii urmaș al lui Iisus Hristos. Să nu te mulțumești cu mediocritate, cu penibilitate. Să nu te mulțumești cu rutină, ci dacă vrei împărăția lui Dumnezeu, zice Iisus Hristos, trebuie să dai năvală ca să apuci. Amin. Nu poți să fii pasiv. Nu poți să stai doar cu mâinile în buzunar, ci trebuie să ai curajul să riști, să ai curajul să te lupți, să ai curajul să știi că vei birui dacă intri în lupta cu cel mai mare leu din toată sălbăticii aceea din Israel. A urma pe Iisus Hristos înseamnă o întreagă aventură. Asta înseamnă a urma pe Iisus Hristos. Să vă mai zic încă o chestiune. Unii dintre noi credem greșit că relația noastră cu Iisus Hristos suntem chemați să jucăm defensiv. Asta este o minciună. În relația și în legătura noastră cu Iisus Hristos suntem chemați să luptăm ofensiv. Nu defensiv. Știți cum suntem unii dintre noi și cam asta, de asta este caracterizate unele biserici. Joacă defensiv. Dacă vine cineva la noi, îl ajutăm să fie mântuit. Dar dacă nu vine, e treaba lui. Asta înseamnă să joci defensiv. Știți care este rolul nostru? Să mergem prin spitale, să mergem pe străzi, să mergem în piețe și să-i chemăm pe oameni. Alo, amin. Fraților, asta înseamnă să fii biserică neobișnuită. Asta înseamnă să fii ucigaș de lei. Asta înseamnă să fii vânător de lei. Asta înseamnă să nu te mulțumești cu mediocritate, ci cu excelență. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta înseamnă biserica adevărată. Asta înseamnă biserica condusă și stăpânită de Duhul Sfânt. Unii dintre noi credem greșit că trebuie să jucăm doar defensiv. Când, de fapt, chemarea lui Iisus Hristos este să luptăm și să jucăm ofensiv. Amin. Uitați-vă la echipele de fotbal. Că noi suntem tari în fotbal. Mă rog. În Europa. Ați văzut echipele care câștigă? Cum joacă? În ofensivă. Nu stau numai în fața porții. Și stau toți uși în fața porții și apără. Și așteaptă pe ăia. Așteaptă. Nu. Ăștia se duc în înaintare. Ăștia se duc în ofensivă. Ăștia merg înainte și atacă. Pentru că sunt vânători. Doamne ajută-ne. Doamne ajută-ne. Frați și surori, ăsta este așa cum Dumnezeu ne chema de la rugăciune. Este un semnal pe care Dumnezeu ne-l dă tuturor. Nu te mulțumi să faci parte din echipa aleasă pe care o formează cei mediocri. Noi, ca urmași ai lui Iisus Hristos cel viu, nu putem accepta mediocritatea, ci doar excelența. Trebuie să învățăm de la Benaia. Să învățăm de la ucenici. Să învățăm de la Mântuitorul nostru drag Iisus Hristos. Trăirea prin credință are de-a face cu a da buzna în împărăție. Are de-a face cu a lupta cu împărăția lui Dumnezeu. Are de-a face cu a te lupta pentru sfințenie, pentru dragoste și pentru mântuirea sufletelor altora. Păi de ce credeți că ne luptăm noi aici și prin credință avem tot la 2 luni botezul? Pentru că nu vrem să fim mediocri. Pentru că nu vrem să fim obișnuiți. Nu vrem să fim ca toată lumea. Noi vrem să fim speciali, pentru că Dumnezeul nostru este special. A trăi prin credință înseamnă a trăi ca un om neobișnuit. Unii te vor considera nebun, alții vor spune că ești penibil, alții vor spune că ești tâmpit, dar El, Dumnezeu, spune felicitări. Doamne ajută-ne să înțelegem că a fi în voia Ta uneori este atât de incomod. Dar aceea este voia lui Dumnezeu. Și mai spun ceva. Credința are de-a face. Asta înseamnă să crezi în Iisus. Asta înseamnă să faci parte din adevărata biserica lui Iisus Hristos. Credința are de-a face cu a lua cu asalt porțile iadului și cu o pușcă de apă, dacă e nevoie. Amin. Ați văzut cum e pușca de apă? Și tragi de la distanță. Însă
Trebuie să îndrăznim să atacăm iadul și cu pușcă de apă la ligaj. Numai să stingem. Amin. Să potolim. Pentru că, fraților, dacă noi nu învățăm să luptăm prin credință, și nu-i simplu să lupți, fraților, nu-i simplu să lupți. Nu-i simplu să fii pastor, nu-i simplu să fii pocăit, nu-i simplu să fii lider. Dacă vrei să fii în voia Lui Dumnezeu, uneori este foarte incomod, așa cum era incomod cu Benaia. Păi nu putea să stea în fața televizorului și el și să butoneze. Dar nu putea să-l omoare pe leu. Și nu putea să ajungă șeful gărzii de corp al lui David dacă n-ar fi avut curaj să riște și să intre în locul acela incomod. S-a mai săturat cineva de faptul că biserica joacă în defensivă? Eu da. M-am săturat. Biserica adevărată a lui Iisus Hristos nu poate juca în defensivă, ci doar în ofensivă. Asta este biserica adevărată a lui Iisus Hristos. Oare de ce biserica, în general, este cunoscută mai mult doar pentru lucrurile pe care le respinge decât pentru cele pe care le susține? Și vreau să închei cu un adevăr special. Dumnezeu astăzi ridică în biserica aceasta o generație de vânători de lei. Fraților, dacă ne-am întâlnit doar pentru dimineața aceasta, a meritat. Dumnezeu nu vrea să te lase mediocru. Dumnezeu nu vrea să urmărești câini, ci lei. Amin. Dumnezeu vrea să fii vânător și ucigaș de lei. Dumnezeu vrea să ucizi leul din viața ta, de lângă tine, și fii atent, se poate, slavă lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu crește și ridică o generație în România și în biserica aceasta de vânători de lei, care au curajul să lupte pentru împărăție. Și ce înseamnă să fii vânător de lei? Să ai curajul să riști. Să riști în această dimineață să te pocăiești cu adevărat. Asta înseamnă să fii vânător de lei și de lei. Și ce mai înseamnă să fii un om neobișnuit la dupămasă, în dupămasă aceasta, să vii să-mi spui, pastore, eu vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă botez. Insist să mă botez. Asta înseamnă să fii neobișnuit. Fă lucruri neobișnuite pentru Dumnezeu, neobișnuit, ca istoria lui Dumnezeu să te consemne și să spune, ăsta este un vânător. Ăsta face parte din elita împărăției mele, pentru că a luat împărăția lui Dumnezeu cu putere și a dat năfală în împărăția lui Dumnezeu. Nu te gândi la ce vă zice prietenii dacă te botez de seara. Ci doar gândește-te la ce vă zice Dumnezeu dacă nu te botez. Și va zice Dumnezeu, dacă te puteți. Dumnezeu crește azi o generație de vânători de lei care au curajul să lupte pentru împărăție, care au curajul să trăiască prin credință, care au curajul să se boteze astăzi, care au curajul să se pocăiască acum. Dumnezeu crește o generație de vânători de lei care nu se mulțumește cu mediocritatea, ci doar cu excelența, se mulțumește doar cu miracole, se mulțumește să-L urmărească pe leul din seminția lui Iuda. Și ce spune Apostolul Pavel? Fac un singur lucru. Uitând ce este norma mea, alerg spre țintă ca să-L apuc. Pe cine? Pe Iisus Hristos. Amen. Pe Iisus Hristos. Fii vânător de lei. Ai curajul să riști. Ai curajul să fii spontan când este vorba de călăuzirea Duhului Sfânt. Nu fă voia cărnii. Că toți hormonii și neuronii lui Benaia spunea, nu să-l îngroapă, nu să-l îngroapă, lasă leul în pace. Dar Duhul lui Dumnezeu a zis, aruncă-te, că eu sunt cu tine. Și a biruit. Și istoria în 4 versete scrie despre omul acesta ceea ce n-a mai scris despre nimeni. Într-o zi, când cădea zăpadă, Benaia s-a aruncat într-o groapă și a ucis un leu. Fii atent în ultima lecție. Vânătorii de lei își asumă riscul. Îți asumi riscul să rămâi pocăit. Amin. Firii nu-i place să rămâi pocăit. Firea te îndeamnă, fiecare atom, fiecare celulă din ființa ta spune, fă-o și cu asta, că nu știe nimeni. Însă, domnilor, vânătorii, ăia din elita specială a lui Dumnezeu, își asumă riscul. E prea riscant, spunea cineva, să nu-ți asumi niciun risc. Ai curajul să riști spre slava lui Dumnezeu. Ai curajul acesta. Știți cum au venit în comunism Biblii în România cu sutele de mii? Eu sunt martor. Martor practic pentru că am participat la distribuția de Biblii în România împreună cu tatăl meu la Sibiu
Și de acolo, de pe verserie 2 din Sibiu, tatăl meu a distribuit vreo 300-400 de mii de Biblii în toată țara. Știți de ce? Pentru că a avut curajul săriște. Dacă îl prindeau, îl legau. Dacă ne prindeau, ne legau. Însă știți de ce oamenii au avut Biblie în vremea comunistă? Pentru că au existat câțiva bărbați și femei în țară care au îndrăznit săriște. Au îndrăznit să se lupte cu leul comunist și au biruit leul comunist. Slavă Lui Dumnezeu! Astăzi putem birui leul capitalist. Azi poți birui leul firii tale, a cărnii tale, a sângelui tău, care spune să faci cu totul altceva. E prea riscant să nu-ți asumi niciun risc. Vânătorii de lei îl urmează și îl urmăresc pe mielul lui Dumnezeu, dar și pe leul din seminția lui Iuda. Pavel nu juca virgulă ca să nu piardă. Ci Pavel apostolul juca virgulă ca să câștige. Joacă și tu să câștigi. Nu doar să nu pierzi. Nu fi un creștin care doar întreține pocăința puțin în viața lui. Adică joci ca să nu pierzi. Fii un creștin care joacă pentru a câștiga. Cununa aceea de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Vânătorii de lei riscă să fie socotiți penibili de cei de lângă ei. Riscă să se lase în gura oamenilor ca oamenii să spună despre ei ceea ce vor. Vânătorii de lei riscă să fie baciocoriți. Pentru că El spune, eu iau cu năvală în Împărăția Lui Dumnezeu și nu mai stau până la botezul din mai sau până la botezul din iulie. Nu. Eu după masa asta îmi predau inima Lui Dumnezeu și intru în legământul vieții cu Iisus Hristos. Intră în elita vânătorilor de lei. Urmează și tu pe leul din seminția lui Iuda și numele Lui este Iisus Hristos. Și fii atent. Când te focalizezi pe cer, Dumnezeu îți va da bonus și pământul. Când te focalizezi doar pe pământ, vei pierde și pământul și cerul. Focalizează-te pe cer. Fii vânător de cer. Fii vânător de Dumnezeu. Fii vânător de mântuire. Și vei pleca de aici biruitor. Să ne vedem.